În 1964, un tânăr psiholog a venit în fața Congresului SUA cu o misiune. Era o perioadă în care majoritatea oamenilor credeau că motivul pentru care persoanele sărace rămân astfel era o chestiune de biologie și nu avea nimic de a face cu mediul în care au crescut. Psihologul Yuri Bronfenbrenner dorea să schimbe percepția și să convingă lumea că pentru a ajuta pe cei mai puțin norocoși, trebuie să schimbăm și mediul în care trăiesc. A reușit? Teoria sistemului ecologic a lui Bronfenbrenner spune că un copil este influențat de 5 forțe ecologice. Prima este microsistemul familiei și al prietenilor, ce influențează direct copilul. Următoarea e reprezentată de conexiunile dintre oamenii din jurul lui, părinți și profesori, și profesori și colegi. Apoi există conexiunile dintre medii sociale ce nu implică direct copilul, cum ar fi legătura dintre tatăl cu șeful său, colegii cu părinții lor și profesorul cu directorul. Următoarea e cultura generală, religia și normele sociale care le influențează pe toate celelalte. Și în final, timpul care schimbă totul pe parcursul vieții. Copiii se nasc într-un microsistem ce le influențează direct experiențele. Copiii din medii defavorizate au mai multe șanse să experimenteze structuri familiale problematice. Chiar și doar prin faptul că a crește un copil, este mai dificil dacă e sărac. De asemenea, ei se confruntă cu mai multe situații negative la școală sau cu influențe negative printre prieteni. Prin urmare, unui copil care crește într-un microsistem negativ, îi va fi dificil să reușească. Mesosistemul reprezintă interconexiunile dintre elementele ce înconjoară copilul. De exemplu, relația dintre tatăl și profesorii școlii. Dacă tatăl nu se înțelege cu un profesor, copilul ar putea suferi. Exosistemul reprezintă legăturile între mediile sociale ce nu implică copilul. De exemplu, experiența unui copil acasă poate fi influențată de experiențele părinților săi la locul de muncă. Dacă mama își pierde locul de muncă, pot apărea mai multe certuri cu tatăl, rezultând schimbări în interacțiunea lor cu cel mic. Macrosistemul descrie cultura generală care influențează toate celelalte sisteme, cum ar fi locația și etnia. Oamenii inteligenți care trăiesc în locuri rele au mai multe șanse să se mute în locuri mai bune, dar acest lucru înseamnă că au mai multe șanse să fie străini într-o societate mai bogată. Deci, indiferent de potențialul biologic sau de creștere al copilului, la un nivel macro, el sau ea poate fi încă într-o situație dezavantajoasă. Cronosistemul se referă la schimbările copilului și mediului în timp. Pe măsură ce copilul crește, părinții pot înceta să se iubească și să divorțeze, ceea ce poate fi traumatizant pentru un băiat de 8 ani. 5 ani mai târziu, el ar putea să se împace cu modul în care au evoluat lucrurile. Dar când băiatul împlinește 16 ani, noul prieten al mamei se mută în micul lor apartament. Și lucrurile devin iar dificile. Bronfenbrenner, influențat de Lev Vygotsky și Kurt Lewin, i-a convins pe membrii Congresului SUA că perspectivele unui copil nu sunt predestinate genetic, ci sunt rezultatul mediului mai larg în care se află. Copiii care cresc în structuri sociale nefericite au nevoie, deci, de o formă de sprijin care să ajungă nu doar la familiile lor, ci și la elemente ale comunității. Teoria lui Bronfenbrenner a contribuit la formarea programului Head Start în 1965, un program guvernamental care a ajutat peste 35 de milioane de copii săraci. Decenii mai târziu, Bronfenbrenner și Steven Sesi au propus o extensie a acestei teorii numită modelul bioecologic. Acest nou model recunoaște interacțiunile gene-mediu și rolul eredității, dar adaugă că genele sunt sub influența mediului. Cu alte cuvinte, ereditatea variază într-o gamă de potențiale. Cât de mult poate face un copil din potențialul moștenit, depinde de mediul ecologic. Bronfenbrenner a contribuit neprețuit la conștientizarea că relațiile părinte-copil nu există într-un vid social, ci sunt încorporate în structuri mai mari, cum ar fi comunitatea, societatea și cultura. Pentru a se dezvolta bine, se presupune că a afirmat aceasta. E nevoie ca fiecare copil să aibă cel puțin un adult care să-l iubească la nebunie. Acum e rândul vostru. Desenați 5 cercuri cu voi în centru și adăugați o axă temporală în partea de jos. Apoi adăugați toate persoanele, instituțiile și forțele care vă influențează viața. Pe axa temporală puteți adăuga evenimente majore din trecut și pe cele pe care le așteptați în viitor.
Puteți observa cum vă modelează cele 5 forțe viața? Pentru a citi mai multe despre acest subiect sau pentru a descărca videoclipul fără muzică de fundal, vizitați proschool.com. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sprouschool.com.